spune că ai fi eliminată. Dar încă nu am deschis. El ar rămâne în continuare aici. Pentru acum că nu am redeschis. Bine, știu că n-ai deschis, dar așa cum ți-ar place. Nu l-am redeschis subiectul ăsta pentru că vreau să văd... Dar eu te întreb pe tine acum că suntem aici. În momentul de față nu i-aș cere să vină. L-ai lăsat să stai în emisiune? Da. Bă, e un pic prematur acum să... Pentru că... Dar te întreb pe tine în general ce adică mod de gândire... Adică am avut un date și okay. La date-ul ăla... Eu te întreb pe tine în mod general, adică să spunem că ai o... Lui stop, știi? Să zicem că ai o relație în casa iubirii și ești cu o persoană. Și persoana aia, tu ești eliminată. Ai vrea să vină după tine? Frumos. Păi aș vrea, da. Angeorgel, îi cântă la fel. Du-te... Tengo que bailar contigo hoy. Da. Oricum el cântă cu gândul la tine, Larisa. Torico. Bă, tu, mă, el știe cât un... El știe cât un pic din fiecare chestie. Da, chiar așa-i. Dar e simpatic. Mamă, ce tristă melodia asta. Nu știu ce apreciez. Mie îmi place. Da. Dar îți aduce aminte și de copilărie. Serios, e o melodie foarte tristă. Și mai are el una, dar știe să o cânte. Și deschideai că mai cântat tot așa. Da, 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 da. Te bagă așa într-un vibe de la... Bravo, George! Ambra, spune tu, la ce te-ai dus? La unchiul meu. Bine, cu gen asta e melodia care îi place bunicii mele și a murit bunica mea acum un an. Ne pare și rău. Cântam ei. Și pe mine, la unchiul meu, când era bolnav, în Italia, stăteam pe balcon și vecinul de lângă cântam fiecare seară melodia asta cu geamurile deschise. Bine de gâini. Și mereu cât aud. Mă gândesc că e... Scuze. Așa e cursul vieții. Știu. Astăzi n-am reușit. Era prea multe. Scuze. Mamă, și chiar nu voiam să plăcești. O să te descarci. Nu-i nicio rușine. Mai ales când ai o amintire frumoasă despre bunici, te gândește că sunt oameni care nici măcar nu au interacționat cu bunicilor. Eu cunosc. Nu despre unchiul meu, nu bunicul meu. Unchi. La mine, la nu, scuze, oricum, cu persoane... Da. Ați emoționat amândoi. Chiar că... Ce sensibilă e Ambra. Da, chiar, da. Hai să vă cânt alta mai des. Nu-mi place să arăt stai asta. Că n-am terminat, Jo. Stai o clipă. Ai hai ca să ne destingem puțin. Nu ne scoate încă din stare. Cred că doar ai nevoie să spui asta. Și atât. Câteodată când repetăm lucrurile cu voce tare, le conștientizăm mai mult și învățăm să trecem cumva, știi? Da, așa e. Poate când o să o asculti data viitoare, nu o să-ți mai vină să plângi. Sau pentru că ai plâns acum. Sau poate ți mai vine încă o dată. Dar la a treia, sigur, nu. Sau la a patra. Așa e. Hai de că la dans nu ți-a venit. Dar ce relație de cu unchiul tău? În sens, era ca și un tată sau cum? De ce așa? Mm-hmm. Îl vedeam cel mai rar dintre toți unchii mei, dar era cel mai special pentru mine. Da, știu. Așa ce am și eu unul. Împreună? De toate dansam. El a avut o sală de dansuri sportive. Și îi plăcea foarte mult, extraordinar de mult să danseze până a pierdut un picior. Și n-a mai putut face chestia asta, dar noi îl mai luam, mai facea el, știi? Multe lucruri. Mi-e rușine de modul în care am lăsat eu să reacționez, știi? Pentru că eu nu sunt așa. Păi vezi? Asta e... Eu știi la ce mă gândesc? La cei de afară. La mama, la fratele meu, la bunica, la... Când mă vede așa, se întristează mult. E normal. Nu i-am spus maică mea, știi? Nici măcar nu i-a spus că am ieșit din galoz. Tu știi că e motiv de descalificare? Măi, bănuiam. Dar nu știam sigur. Dar în momentul ăla, nu am gândit. Efectiv, am reacționat. Dacă făceai asta, uite, eu era să o fac acolo, dar m-am gândit să nu o fac din cauza asta.
Dar nu era doamna Andreea, era doamna Andreea. E lipsit respectul ei și aia e ce mai nașpa aici. Ce-mi ai pare făcut rău. Tu? Știu, îmi pare rău. Că ai plecat, nu-i nimic. Aruncă-i cu sunul, fă ce vrei tu. Ești, dar să nu fie doamna Andreea. Că acolo a fost greșeala. Îmi pare rău pentru persoanele care au fost de față. N-am vrut să o jignesc, o să-i spun și ei în față. Nu-mi stă în fire să fac așa ceva, dar dacă nu ieșeam, ar fi fost mai rău pentru mine. Pe mine m-a surprins, nu credeam că o să faci asta. Am și stricat la tine, nu știu cum ai auzit. Te-am auzit, doar că nu, în momentul ăla, nu, crede-mă, nu mai puteam. Știu, dar puteai să te uci acolo și să te pui în grădină, să stai liniștită, nu să pleci. Din greșeli învățăm, de asta, greșim. Măi, eu mi-asum, spun sincer, dacă ar fi, dacă asta s-ar lua, dacă așa ar fi. Îmi asum, sunt un om asumat. Da, dar e păcat. Că știi ce e greu, e bun. Uite, dacă tu reziști aici un timp și intră o persoană care vine pentru tine, care e îndrăgostit de tine, că din ce a văzut până acum, și tu la primul impact îți place de el și continui și descoperi, tu știi cât de minunat e să zici, mamă, ne-am cunoscut în casa iubirii și te vei căsători cu el, vei forma o familie, ar fi știu, de poveste. Știu, dar n-am avut noroc în dragoste, știi? Păi știi, când cel mai puțin te aștepți, atunci apare. Uite, acum tu nu te aștepți deloc la nimica. Uite, acum e posibil să intre pe ușă. Gândești așa. Eu așa o gândesc pentru că așa mi se întâmplă, știi? Dar dacă toată zic, dacă gândesc, mă aștept la asta, nu mai mă gândi, nici nu te mai gândi, știi? Mi-e frică să-mi fac așteptări din punctul ăsta de vedere, știi că... Păi când nu te aștepți, atunci vine. Ce? Peste tu aici, Lore? Și tu? Dar nu, că ne strângem. Da, da. Mulțumesc. Să mai când după. Stai tu pe scăunie. Dar, George, de ce crezi că v-au trimis aici la noi? Pe tine și pe Robert? Probabil am spus de date-ul, știi? Că dacă merge... Da. Știi? Dacă vreau să merge cu cineva sau... Da, și eu vreau să vadă dacă interacționăm bine așa între noi. În lipsa persoanelor de aici. Că n-aș fi a conversat pe conexiune și a spus că nu, noi conversăm față în față și v-a arătat. Păi sigur ne vedem. Că ar trebui să prețuiți timpul pe care l-avem și pe... Da, dar nici nu aveam cum să vorbesc pe conexiune. Gen, a fost o ceartă așa și acum ascuteam, eram noi. Păi nu, tocmai, că voi înțeleați atmosfera cu... Sau oarecum să vă dați seama că este foarte important să vorbiți în conexiune, să vă bucurați de orice clipă care o puteți avea împreună, fiind fizic sau doar prin conexiune, trebuie să fiți. Înțeleg, am înțeles ce vreți spuneți, dar eu asta am... Da, să răcim puțin. Oricum mi-a mai trecut, sunt mult mai bine acum. Toată lumea acolo în carantină. Și ne mai trimite aici pe capul nostru. Dar știți, fetelor, ce faceți? Tu, George, cu noi nu prea ai emoții. Adică ești așa, știi, pe vibe-ul tău. Dar când ești lângă Larisa, da, chiar am te apucă toate. Toate și dintr-o dată. Și Laurențiu, zice și Patrick, o să acum de noi, când și ieșim, ne mai plimbăm, mai ieși prin oraș, o să ești plin de viață, energie. Da, înseamnă că mi-am dat și cu părerea greșit. Când am mers în casa băieților și mi-au zis să descriu câte un băiat printr-un cuvânt, i-am zis lui George că e retras, că aici pare retras. Da. Dar eu l-am văzut pe George numai lângă Larisa. Și lângă Larisa, de fapt, e foarte emoționat de asta. Da, pare așa. Dar nu te poți exprima tocmai cum ți-ai dorit din cauza emoțiilor. Dar asta nu e ceva rău, încă. O să vă obișnui și nu o să mai aveți pe parcurs atât de multe emoții. Dar asta e normal. Dar e frumos chestia asta, e drăguț așa, fusticeala asta. Da. Nu știu. Eu nici nu mi-aduc aminte ultima dată când m-am simțit așa. Așa, fusticeală. Nici eu. Să fii îndrăgostit așa, da. Să nu cumva să îți duci piciorul să te arate urât. Să deranjeze, să zică, vai, dar tu, George, îți place de Larisa sau te-ai îndrăgostit? Îmi place de ea. Încă nu te-ai simt ceva pentru ea, nu știu dacă e îndrăgostit, nu am mai fost îndrăgostit. Drăgăleșenie. Da, nu știu dacă... Sentimentul ăla de dragoste. Crezi că ea este îndrăgostită? Ei, nu știu dacă e îndrăgostită, dar simt că îi place de mine. Simt asta. Eu nu știu dacă e îndrăgostită sau... Nici nu mă aștept să fie îndrăgostită pentru că nu am ajuns încă la nivelul ăla. Dar nu neapărat. Îndrăgosteala poate fi... Știu, poate fi și la prima vedere. Așa, ai văzut-o și m-am îndrăgostit. După ai cunoscut-o? Gen, ai flături în stomac. Da, când o văd îți dai seama. Sau ce simți când te uiți în ochi? Ceva. Poftim? Ce simți când te uiți în ochi? Ce-ți vine să faci? Ce-ți trece? Vine să o țin în brațe mereu, să o pup. Deci e drăgălășenia aia, da, de început. Și când nu e? Nu e mâncă la cameră. Dacă ești îndrăgostit, nu o simți? Da, ai emoțiile alea, știi, și vrei să fii tot timpul cu tine, să stai cu ea, știi? Îl luăm la întrebări. Da, George. Da. Descrie fiecare fată de aici din casa fetelor printr-un singur cuvânt. Într-un singur cuvânt.
George nu le prea are cu descriere sau așa. Noi suntem obișnuite, stai liniștit, dacă folosești același cuvânt. Am vrut să-ți dau să ne dai trei calități, dar m-am gândit că nu. Un cuvânt. Dar moral. Și una e prea mult, poți. Așa că... Moral, fizic. Dar dacă nu vă mai dau niciunul, nu-i mai bine? Orice. A, nu fi. Nu că n-aveți calități. Dar de ce nu-mi place gestul ăsta? Nu-l înțeleg când îmi fac așa. Cum fi, adică... Că n-ai obraz, că e... Păi urât. Că dar nu-i urât. Că n-ai bun că simț. Ba da, e urât. Ba, e urât. Hai, câte un cuvânt, da? În ce sens? Ce simt eu, nu? Hai. Lorena. Sunteți pe aceeași lungime de undă, păi. Îți dai seama, e același fir de aici. Lasă-l să zic. Lorena, știi cum o văd? O văd o față sinceră. Adică pe toate vă văd, dar... Ești sinceră și ești... Cauți... chiar cauți pe cineva. Adică simt că chiar vrei să-ți găsești. Voi toate la fel, dar așa o simt pe ea, o simt. Ia, mai, dar nu trebuie să nu ne supărăm, noi suntem obișnuite. Simt acolo focusată și uite cum ai fost cu Marinel, de exemplu. Mm-hmm. Ți-ai dorit mult, știi? Ambra. Ambra, nu știu, nu prea o cunosc. Ambra este o fată, cum să vă spun, tot așa asumată și știe ce vrea.